Am auzit de acest program de la un coleg care a venit anul trecut, cred, la o altă versiune a seminarului și, bineînțeles, a fost foarte încântat și de atunci am mai fost și la alte seminarii din cadrul aceluiași program și, bineînțeles, am venit și la acesta. Am aplicat din nou la acest program pentru că toate bucățile din program sunt importante la nivel individual și asta este una dintre aceste bucăți și cred că este important să trec prin toate, iar ca product manager partea de marketing legată de produse și în general segmentarea pieței este foarte importantă. Îl știm pe Bill de ceva vreme, adică de când a fost colegul meu implicat în celălalt seminar, am avut ocazia să discut cu el în mai multe ocazii și este, din punctul meu de vedere, unul dintre cei mai buni trainer pe care am văzut până acum, dacă nu cel mai bun. Acest seminar, în primul rând, m-a învățat că este foarte important să am un focus în strategia pe care o avem, să fim mult mai organizat și mult mai clar în orice mod în care gândim o strategie, să încercăm să ne înțelegem clientul mult mai bine, să înțelegem segmentul în care lucrăm și să închidem niște uși, cum zicea el, preponderent să ne facem o strategie mult mai clară. Cred că informația valoroasă este, pe care am reținut-o cel mai mult din acest seminar, este faptul că trebuie să lucrăm la un alt nivel. Adică pe planul global se întâmplă lucrurile altfel decât se întâmplă pe piața din România. Am reușit să particip, bineînțeles, și la o serie de discuții cu participanții la program. Am reușit și cu o parte dintre ei să stabilim întâlniri. Deci cred că și din punctul ăsta de vedere destul de important. Dar cred că preponderent valoarea programului în sine, per se, este de lăudat. Am avut niște așteptări destul de mari, de fapt foarte mare, având în vedere celelalte seminarii și acest seminar a fost și el la același nivel.